ce majoritatea gamerilor și creatorilor de conținut aleg Nvidia? De ce sunt atât de căutate în momentul de față plăcile astea video și de ce, în ciuda prețurilor, seria 4000 este o alegere inteligentă? Unul dintre principalele motive pentru care seria 4000 este atât de căutată este performanța sa de neegalat. Plăci video precum RTX 4080 și RTX 4090 sunt capabile să ruleze cele mai noi jocuri la setări maxime în rezoluții 4K și chiar 8K, menținând frame rate-uri ridicate. Iar asta se datorează noilor generații de nuclee RT și Tensor, care aduc îmbunătățiri semnificative tehnologiilor implementate în întreaga gamă RTX. Întreaga gamă! Deci asta înseamnă că aceleași tehnologii care sunt prezente în RTX 4080 și RTX 4090, care, să fim sinceri, reprezintă vârful de lance în tehnologia grafică actuală, le găsești și în plăci entry-level și mid-range, precum RTX 4060 Ti-ul de aici. Cu alte cuvinte, placa asta este proiectată pentru a oferi performanțe excepționale, fie că vorbim de gaming, streaming sau creație de conținut, la o fracțiune din prețul unui RTX 4080 sau 4090. Asta se datorează celei de-a treia generații de nuclee RT și celei de-a patra generații de nuclee Tensor, care sunt introduse cu seria 4000. Primul avantaj major este ray tracing-ul, care simulează practic comportamentul real al luminii pentru a crea efecte de iluminare, reflexii și umbre incredibil de realiste. Jocuri precum Cyberpunk și Control sunt exemple perfecte de cum ray tracing-ul poate transforma complet un joc. Diferența este clară. În esență, ray tracing-ul folosește algoritmi avansați pentru a calcula traseul fiecărui fascicul de lumină, simulând modul în care acesta interacționează cu obiectele din mediu, ceea ce duce la imagini uimitoare și detalii incredibile. Și toate astea sunt posibile datorită nucleelor RT special concepute pentru a accelera aceste calcule complexe. Asta înseamnă că poți vedea reflexii în timp real, cum ar fi reflexiile clădirilor pe carosabil ud sau reflexiile armelor și personajelor noglinzi. Efectul este absolut uimitor, dar își pune maxima amprenta pe performanță. Și aici intervine DLSS-ul, Deep Learning Super Sampling, care utilizează inteligența artificială și nucleele Tensor pentru a îmbunătăți performanța jocului. Pentru asta, Nvidia a antrenat rețele neuronale pe supercomputere pentru a reconstrui imagini la o calitate superioară. Practic, DLSS ia o imagine de rezoluție mai joasă și o scalează folosind AI, oferind astfel o imagine clară și detaliată cu un impact minim asupra performanței. Dar asta nu se oprește aici. În ultimul update, DLSS 3.5, ne este introdusă tehnologia Ray Reconstruction, care îmbunătățește calitatea ray tracing-ului prin utilizarea unui model AI antrenat special pentru a reconstrui informațiile vizuale în timp real. În loc să se bazeze pe metode tradiționale de denoising, care pot pierde detalii importante, Ray Reconstruction folosește inteligența artificială pentru a păstra și chiar îmbunătăți detaliile vizuale. Ray Reconstruction funcționează prin analizarea datelor brute de ray tracing și aplicarea unui model AI pentru a reconstrui imaginea finală cu mai puțin noise și detalii mai clare. Modelul AI folosește informații despre mișcarea și lumina din mai multe cadre pentru a prezice și a reconstrui imaginea finală. Asta înseamnă că detaliile vizuale, cum ar fi reflexiile pe suprafețe lucioase și umbrele moi, sunt mai precise și mai realiste, oferind o experiență vizuală superioară. Update-ul precedent, DLSS 3.0, ne-a adus Frame Generation, care este disponibil doar pentru plăcile video din seria 4000, precum RTX 4060 Ti-ul nostru, și este o tehnologie avansată ce poate genera cadre suplimentare folosind inteligența artificială. Modelul AI antrenat de Nvidia analizează cadrele anterioare și următoare pentru a prezice și genera un cadru intermediar. Acest proces reduce sarcina pe procesorul grafic, permițând obținerea unui frame rate mult mai ridicat fără a compromite calitatea vizuală. Practic, AI-ul creează cadre suplimentare între cele deja generate de procesorul grafic, rezultând într-o experiență de joc mai fluidă și mai rapidă. Asta e ca și cum ai avea o placă video mai performantă, doar că nu trebuie să cheltui o avere. Un inconvenient ar fi faptul că frame-urile nu sunt generate de motorul grafic al jocului, ceea ce mărește latența. Dar aici vine în ajutor o altă tehnologie, Nvidia Reflex, care reduce latența sistemului, făcând jocurile mai rapide și mai precise. Reflex optimizează interacțiunea dintre procesor și placa video, reducând astfel timpul necesar pentru a afișa o acțiune pe ecran după ce ai făcut o comandă. Acest lucru este esențial pentru jocurile de tip FPS și alte jocuri competitive unde rapiditatea și precizia sunt cruciale. În jocurile suportate, Reflex reduce latența la fiecare nivel al pipeline-ului de randare, de la inputul mouse-ului și tastaturii până la afișarea pe ecran. Asta înseamnă că vei avea un timp de reacție mai rapid și o experiență de joc mai fluidă. Și când vorbesc de gameplay fluid, nu pot să nu mă gândesc la tehnologia G-Sync, care sincronizează rata de
refresh a monitorului și frame rate-ul plăcii video pentru a elimina screen tearing-ul și stuttering-ul. Screen tearing-ul apare atunci când frame rate-ul plăcii video nu se sincronizează cu rata de refresh a monitorului, rezultând într-o imagine fragmentată. G-Sync rezolvă această problemă ajustând rata de refresh a monitorului în timp real pentru a se potrivi cu frame rate-ul plăcii grafice. Asta înseamnă că te poți bucura de cele mai intense momente de acțiune, fără întreruperi sau artefacte vizuale, oferindu-ți o experiență de joc mai plăcută și implicit mai imersivă. Și peste toate astea, mai avem și Nvidia Studio, care este o platformă dedicată creatorilor de conținut, oferind optimizări specifice pentru aplicații creative precum Adobe Premiere Pro, DaVinci Resolve, Blender și multe altele. Cu Nvidia Studio, plăcile video accelerează procesele complexe, reducând semnificativ timpul de randare și prelucrare. Unul dintre principalele atuuri sunt nucleele CUDA și ultima generație de nuclee Tensor. Nucleele CUDA sunt esențiale pentru procesarea paralelă, permițând realizarea de sarcini complexe, precum editarea video la rezoluții înalte și randarea 3D, iar nucleele Tensor, pe de altă parte, sunt specializate în aplicațiile de inteligență artificială și învățare automată. Acestea accelerează procesele de upscaling, noise reduction și alte funcții bazate pe AI, îmbunătățind considerabil calitatea finală a conținutului. Seria 4000 vine cu optimizări speciale pentru software-ul creativ. În Adobe Premiere Pro, de exemplu, plăcile video din seria 4000 permit playback-ul fluid al timeline-urilor complexe, au suport pentru mai multe efecte în timp real și exporturi mai rapide. În Blender, acestea accelerează randarea prin Cycles și Eevee, permițând vizualizări instantanee și randări finale mult mai rapide. Toate aceste optimizări se traduc în mai puțin timp pierdut așteptând și mai mult timp creând. Și asta ne aduce la întrebarea inițială. De ce majoritatea vor Nvidia dacă plăcile video echivalente de la competitori sunt mai bune la preț și într-o oarecare măsură mai puternice în performanță brută? Și oarecum e simplu. Pe de o parte, în momentul de față nu mai există o discrepanță între prețurile plăcilor video din seria 4000 și plăcile video echivalente de la competitori, cel puțin în ceea ce privește gama entry level și oarecum mid-range. Iar pe de altă parte, seria 4000 nu este doar despre performanță brută, ci și despre inovație și suport pentru utilizatori. Cu tehnologiile avansate și ecosistemul robust, acestea reprezintă o alegere inteligentă pentru orice gamer sau creator de conținut. Și, pentru cei care au rămas cu mine până la sfârșit, am niște tastaturi, mouse-uri și gaming headset-uri cadou. Tot ce trebuie să faceți este să lăsați un coment clipului ăsta și câștigătorii vor fi de acolo aleatoriu extrași. Iar cu 4060 Ti-ul nostru, o să construim un PC de ultimă generație care să nu-ți rupă buzunarul. Așa că dați un like, subscribe și un click pe clopoțel ca să nu ratați clipul. Ciao!